Fostul judecător al Curții Constituționale, Tony Grebl, a fost numit în funcția de secretar general al guvernului. Decizia a fost anunțată în cadrul Comitetului Executiv al PSD, iar de astăzi a fost publicată în Monitorul Oficial. Tony Grebl este o nominalizare excepțională pentru funcția de secretar general al guvernului. Este o recunoaștere pentru toată cariera lui, pentru experiență, pentru expertiză și, nu în ultimul rând, o reparație pentru toate mizerile și umilințele la care a fost supus de un sistem absolut odios pe care noi îl denumim statul paralel. În momentul în care președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat în Comitetul Executiv că Tony Grebl acceptat funcția, pur și simplu s-a aplaudat din suflet, a declarat Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD. Liderul social-democrat Liviu Dragnea a salutat propunerea venită din partea premierului. Postul de secretar general al guvernului este în responsabilitatea PSD și după ce a plecat domnul Busuioc, postul a fost girat de un adjunct. Premierul mi-a spus că își dorește să-l pune pe domnul Greblă. A avut o discuție cu dumnealui. Cred că e o soluție foarte bună, e un om pregătit și de foarte mare valoare, a declarat liderul PSD într-o emisiune televizată. La începutul anului 2015, fostul judecător al Curții Constituționale, Tony Greblă, a fost încătușat cu propunere de arestare la domiciliu. Greblă a fost acuzat de trafic de influență în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat. În luna mai, judecătorii în alte curs de casație și justiție au decis achitarea fostului judecător CCR.